Eu stau de vorbă de obicei cu părinții atunci când vin la uh, audițiile pentru cor. Am mai avut și copii care nu au făcut față, nu au făcut față pentru că și-au dat seama că de fapt noi nu chiar ne jucăm. Uh, am o fetiță care spune nu chiar ne jucăm, așa... Uh, ci vrem să facem lucruri faine. Și când spun lucruri faine, în primul rând, din punct de vedere muzical, pentru mine, ca fostă madrigalistă, pe primul loc este intonația. Ca toată lumea să cânte foarte curat. Și atunci, fără puțin rigoare, rigurozitate, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Și, într-adevăr, au fost copii care după o săptămână, două au renunțat, când au văzut că noi, de fapt, chiar suntem foarte serioși. Și sau, am mai avut cazuri, părinți care mi-au spus că e bine că vin aici, că ies să-și scot uh, telefoanele, că nu mai stau cu telefoanele, că nu mai stau pe tabletă, și am zis, nu, corcul dor nu este genul acesta de activitate, de a nu mai sta pe telefoane. La noi e o regulă.